Ce fel de tunsori, ce fel de culori, ce fel de coafuri se poartă primăvara aceasta și vara aceasta. O să vorbim un pic și despre accesorii și tot felul de chestii interesante legate de păr astăzi și abia aștept să vedeți ce v-am pregătit. Podoaba capilară, așa cum o știm cu toții, este deosebit de importantă atunci când vorbim despre estetica feței, despre estetica corpului în general, aduce așa foarte, foarte multă valoare. Dacă este aranjată cum trebuie, dacă totul e pus în ordine, chiar dacă poate părea că nu ne-am chinuit și nu ne-am străduit foarte, foarte tare, vă spun că o tunsoare potrivită, o coafură potrivită și ceva foarte, foarte cool, care să-ți aparțină în privința părului. Cu siguranță că ajută foarte, foarte mult atunci când vorbim despre estetica personală. Dacă sunteți mai vechi aici la mine pe canal, știți că sunt foarte, foarte pasionată și de acest domeniu. Atunci astăzi vin către voi cu câteva propuneri pe care să le purtați sau să le adoptați în primăvara aceasta și vara viitoare, în accesoriu foarte controversat, care mi se pare așa statement pentru podoaba capilară în această primăvară și în această vară anului 2022. Este vorba de renumitul, clasicul și mult prea discutatul clește de păr, pentru că nu-i așa, sunt două tabere, cele care iubesc cleștii de păr și cele care nu-l iubesc, dar pot spune că și eu am avut un, cum să zic, un love and hate relationship, adică câteodată îmi plăcea, câteodată nu îmi plăcea. Posibil să fi fost influențată și de modă, dar astăzi, în acest moment, cu siguranță sunt influențată pentru că mi-am achiziționat și eu unul. Din păcate nu-l mai găsesc, dar cu siguranță dacă m-ați urmărit pe Instagram știți că am făcut o fotografie la un moment dat cu el. Este așa micuț, are câțiva clești, nu foarte mulți, dar voi puteți fi inventive și să alegeți clești de păr foarte colorați, de ce nu din materiale naturale, am văzut mai mici sau mai mari, se poartă anul acesta foarte, foarte mult, cu precădere în sezonul acesta cald. Și vă spun, dacă sunteți adeptele acestui accesoriu, mergeți către el, arată foarte cool în momentul de față și îl găsiți la toate magazinele. Este ușor de folosit pentru când trebuie să prindeți părul neapărat. Este, cred eu, cel mai ușor de folosit. Nici nu deteriorează părul față de cum ar face un elastic de păr obișnuit. Atunci avem numai beneficii. Se poartă și cocurile cu un astfel de accesoriu. Am văzut și cu animal print și cu glitter și cu strass-uri. Sunt foarte, foarte multe modele pe piață din care puteți alege. Eu am fost puțin mai neîndrăzneață, să spun așa, și am ales unul maro, care se potrivească cam la orice. Dar cu siguranță dacă voi găsi unul care să mă atragă în mod special, voi merge către el. Dacă am iubitoare de păr lung și foarte lung aici la mine în comunitate, e bine, acest topic e pentru voi. Acest punct numărul 2 sau nu neapărat, trebuie să le luăm într-o ordine anume sau să fie un număr, oricum o să vorbim despre păr astăzi și o să mai fie multe subpuncte, așa că rămâneți cu mine. Vorbeam de părul lung, se poartă primăvara și vara aceasta foarte, foarte mult, părul acela gen Rapunzel, e foarte cool. Dacă aveți un astfel de păr cu asemenea lungime, aveți grijă de el, pentru că nu are rost, cum am mai spus și cum am mai menționat de foarte, foarte mult timp, că eu nu am văzut un păr foarte, foarte lung niciodată care să fie perfect îngrijit. Și atunci, părerea mea e să îl tundeți, pentru că un păr de orice lungime ar fi, scurt, lung, care nu arată bine, nu dă foarte bine, să spun așa.
Acum depinde de fiecare, dacă nu e interesat de acest aspect, poate să treacă peste ce am zis eu adineori, dar se vede foarte cool dacă este îngrijit. O mare responsabilitate să ai grijă de un astfel de păr lung, dar cui îi place este așteptat și binevenit în această primăvară și vară, pentru că iată că este în tendințe din nou părul foarte, foarte lung. Dar, așa cum am mai menționat, trebuie să avem grijă de el cu orice ne este la îndemână. O altă tendință majoră pentru păr, în privința părului, pentru primăvara și vara aceasta, este vorba despre părul perfect întins, foarte finisat, foarte lucios, care arată așa foarte glamour, clasic și întotdeauna cool. Mi se pare foarte, foarte interesant acest look. Dacă nu aveți părul foarte, foarte drept de la mama natură, ca să nu fie nevoie să faceți foarte multe eforturi pentru a obține acest look, eu aș sugera să mergeți către obiecte din astea de styling, aparate de styling care să fie cât mai prietenoase cu părul, să protejeze și să poată fi folosite la temperaturi mai joase, dar cu rezultate maxime. Acum, înainte să folosim un astfel de aparat, sper să o placă de păr care îl va întinde, să folosim protecție termică neapărat, să folosim uleiuri care să mai potolească firele răzlețe, asta după, dar nici cu uleiul să nu exagerăm, pentru că se va îngrășa. Dacă nu avem grijă la cantități, vițele lăsate aici așa aparent neglijent pe față, gen anii 90, cu siguranță știți la ce mă refer, acele șuvițe care rămân ele așa să încadreze fața. Iată că s-au întors și sunt foarte, foarte cool pentru primăvara și vara aceasta. Lența bretoanelor. Se poartă atât bretoanele lungi, acestea care provin dintr-un breton mai scurt, aceste șuvițe care tot așa încadrează foarte frumos fața, sau putem avea bretoane foarte scurte, sau bretoane franjurate, de ce nu? Și bretonul pe o parte, din anii 90 de asemenea. Genul acela, cred că știți sigur, care venea așa pe frunte și se purta de obicei cu cocuri prins la spate. Este foarte în vogă în acest moment și sezonul următor, deci tot o readaptare a anilor 90. Hai să vorbim puțin despre bob, pentru că e întotdeauna în tendințe. Acum depinde mult de forme, dar o să fie întotdeauna în tendințe și primăvara și vara aceasta cu siguranță că nu iese din tendințe această tunsoare clasică. Eu am aici un bob de lungime medie, să-i spun, deasupra umerilor, care e de asemenea foarte cool, foarte în vogă în acest moment și pentru vara viitoare și, de ce nu, pentru foarte multe sezoane de acum încolo, pentru că este o tunsoare clasică, una dintre cele clasice. Acum, dacă ar fi să mă întrebați pe mine, este o coafură care se adaptează ușor la anumite... O tunsoare care se adaptează ușor la anumite coafuri, în sensul că poți face mult mai multe lucruri cu el, mult mai multe, poți pune în mai multe forme dacă este de această lungime. Îl poți prinde de asemenea, poți face și un coc mic. În linii mari se poartă tot soiul de popuri, de la cele mai lungi, puțin mai lungi, față de acesta. O să fie și până aici. Sau ceva mai scurte, cam până pe aici. Astea mi se par mie cele mai cool și am zis eu că tot o să fac schimbarea asta la un moment dat din nou, că parcă am mai avut în trecut o astfel de tunsoare. Sigur, sigur, există un bob care să vi se potrivească, trebuie doar să mergeți să vă consultați cu un specialist, dacă așa voi singuri acasă nu puteți să vă dați seama exact care ar fi cea mai potrivită formă. Apropo de asta, mai am un clip în legătură cu formele feței și tunsorile, de câte țin eu minte.
Acum am venit ideea să vă spun de el și poate o să-l lase pe aici dacă nu uit. Dacă nu, căutați voi tunsorii, formele feței la mine pe canal și cu siguranță veți găsi acolo mai multe informații. Se poartă foarte mult acele coafuri ala anii 90, ale supermodelelor, așa foarte coafate cu volum, așa, din perie și foarte wavy, dar într-un look care se arate natural și în același timp făcut, se vede că e acolo o muncă depusă, dar să nu se vadă prea mult efort. Oricum, o tendință generală, că tot vorbeam de lipsa asta de efort și care cred eu că se poartă întotdeauna și nu neapărat în privința părului, dar și în privința hainelor, dacă ai așa un look effortless, cu siguranță că va părea cool, ca și cum nu te-ai sărbui prea mult, dar intrăm în alte discuții. Acum să revenim la păr. Se poartă tot ce pare așa natural, ca și cum așa te-ai fi trezit tu cu părul, dar se vede un pic că e lucrat. Așadar, mergem pe natural și mergem pe acest păr care se usucă de asemenea natural, fără niciun aparat din ăsta de uscat, speță fionul. Eu zic că putem să-i dăm o pauză primăvara și vara aceasta, pentru că se poartă air dry hair, adică uscat în mod natural, dar nu oricum. Am putea să lucrăm un pic la vârfuri, să nu se vadă eventual dacă sunt, să zic, un pic deteriorate sau cum acolo trebuie foarte că neapărat, dar să folosim un ulei, un pic de ulei la vârfuri care să pară așa mai sigilate. Și aș mai zice eu că o cremă de netezire ar fi foarte ok în cazul în care aveți părul foarte gros, de o structură așa mai puternică, o cremă de netezire ar fi super ok. Să fie folosită și lăsată așa la liber, să se usuce, deci părul natural. Și pentru părul mai fin, mai răruț, care nu are așa parte de foarte mult volum, zic eu că un spray de texturizare care oferă și volum, un spray din acela de care m-am mai vorbit eu cu sare de mare, cred eu că ar fi o alegere excelentă, chiar da. Bun, în privința culorilor, se pare că ce purtam eu în trecut era foarte cool, dar nu mă deranjează cât uși de puțin, pentru că și nuanțele acestea de castaniu închis, un brunet închis, se poartă foarte, foarte mult în sezonul acesta și sezonul următor de vară, dar v-am spus, cu pregătire se poartă nuanțele de arămiu. Exact cum spuneam, sunt, aș putea spune, întotdeauna la modă, dar acum cu precădere cele care sunt un pic mai spre auriu, spre tonuri calde, genul acela care bate în portocaliu, dar să nu se vadă că e portocaliu. Ah, și să nu uităm blondele, pentru că și blondele sunt, bineînțeles, întotdeauna la modă, dar culoarea de păr blond să fie ceva mai caldă anul acesta pentru sezonul călduros. Deci putem să spunem papa nuanțelor de gri, de argintiu, de cenușiu. Se întorc tonurile calde, naturale, miere. Să nu uităm împletiturile pentru că sunt de asemenea în vogă și anul acesta. Le poți face pe o coadă de cal dacă ai părul mai lung și aici la spate și îl prinzi. Ori mai sus, mai jos, acea coadă de cal e foarte cool, sau tot felul de dreaduri, sau tot felul de împletituri pe întreaga suprafață a podoabei capilare, sau poți face împletituri care să încadreze fața, pentru că iarăși este o tendință venită din anii 90. Deci avem tendințe din astea retro pentru acest sezon și sezonul următor de vară. Poate multe dintre voi nu sunt adeptele acestei coafuri, acestei tunsuri, care poate fi făcută așa și coafată într-un mod foarte cool, a la Mick Jagger, coafura, îmi vine să zic mereu coafură, tunsoare, coafură, tunsoarea.
ala Mick Jagger, anilor 70, cred eu, da. Atunci când totul era așa foarte nonconformist, un rock așa mai boem, da, nefinisat foarte, foarte bine, cred eu că este din nou o tendință majoră pentru podoaba capilară în primăvara și vara lui 2022, așa că da. Și acum pentru iubitoarele de scări, acea tunsoare gen anii 90 a lui Jennifer Aniston din o purtaia mai la începutul serialului Friends. Cred că știți la ce mă refer. Dacă nu, oricum o să las eu aici fotografii concludente. Din experiența mea, majoritatea persoanelor vor să fie tunse în scări. Dar aflați că nu toată lumea are un păr făcut pentru a fi purtat în scări. Sau pot avea niște tunsori în scări adaptate. Acum depinde de fiecare și de textura părului, de lungime, de densitate. Sunt multe alte aspecte la care trebuie să fim atenți când vine vorba despre o tunsoare, o coafură pe care o vom purta, ca să ne încadreze cât mai bine și să ne avantajeze, să ne aducă valoare, bineînțeles. Da, cam asta a fost tot pentru astăzi, mândrelor. Sper că ați aflat ceva nou și poate veți merge în curând sau veți schimba ceva acasă în privința părului vostru, în privința aranjării lui, de ce nu. Sper să mai fac încă un astfel de episod pentru că îmi place foarte mult, dacă nu pentru primăvară-vară ne vedem la toamnă, cu siguranță cu noi tendințe în privința părului și da, v-am pupat, nu uitați să-i dați un like acestui clip dacă v-a plăcut, dacă vi s-a părut interesant, un share, o abonare, ca de fiecare dată mă ajută tare mult. Ne vedem cu drag data viitoare!